Motiv de chef se găsește mereu în zorii anului nou. Sfântul Vasile ne salvează onoarea și ne dă un alt motiv de petrecere. Cei care își petrec vacanța de Revelion pe Valea Prahovei au revenit în localuri pentru o nouă noapte de chef. Nu sunt toți Vasile, dar dacă-s doi, tot petrecere se cheamă că este. Oana Ștefan este într-un restaurant din Predeal. Oana, bună seara, la mulți ani! Nu au obosit petrecăreții? Bună seara, Andreea! Bun găsit tuturor! La multe petrecerile se țin lanț. Nici bine nu s-au desmeticit după petrecerea de aseară, că românii au luat-o de la capăt aici pe Valea Prahovei. Se trec după mahmureală cu alcool, că doar cui pe cui se scoate. Sărbătoresc Sfântul Vasile, care este considerat în tradiție populară și marele petrecăreț. Și cum nu-i petrecere fără muzică, lăutarii animă atmosfera cu muzică tradițională și, bineînțeles, nelipsitul la mulți ani. Sunt aproape 600.000 de români care poartă numele Sfântului Vasile și noi le urăm tuturor un călduros la mulți ani de aici, de la munte, și să petreacă frumos! Oana, mulțumesc! Românii și-au început